Salutare! Numele meu este Ruben și aș vrea să vă răspund la întrebarea pe care probabil unii dintre voi o aveți. Cine sunt adventiști reformiști? Fie că sunteți interesați de istoria uh, adventismului din Europa sau din România, fie că ați avut de a face sau ați auzit despre ei, aș vrea să vă explic în scurte cuvinte, sper să fie scurte, uh, ce înseamnă și mai ales care este istoria lor, cum o la ființă această mișcare adventistă. Oficial, mișcarea adventistă a fost înființată în anul 1925 când s-a format conferința generală a lor în Gotha, în Germania. Dar începuturile mișcării au de-a face cu Um, primul război mondial. În primul război mondial, adventiștii din Europa au fost puși într-o situație inedită. Um, au fost confruntați cu un eveniment uh, pe care biserica nu l-a se până atunci și, bineînțeles, nici lumea. Nimeni nu mai întâlnise în un război de, una, de asemenea amploare. În fața începutului primului război mondial, biserica adventistă din Germania a fost pusă în fața alegerii în fața întrebării ce facem dacă ne înrolăm în armată, unde bineînțeles că înrolarea era obligatorie și statul obliga oamenii să se înroleze și bineînțeles că statul ar fi vrut să aibă sprijinul bisericilor la acest lucru, pentru că nu așa, de ce ascultă oamenii cel mai mult, ascultă cel mai bine de pastor, de preot, de liderul lor spiritual. Ei, Biserica Adventistă, în mod tradițional, avusese, așa cum ar fi de așteptat, bineînțeles, o atitudine antirăzboi. În singurul, sau aproape singurul, război uh, pe care l-a avuseseră înainte, în America, bineînțeles, în războiul civil din America, uh, adventiștii au adoptat și au transmis autorităților, bineînțeles, o atitudinea lor că ei, ca mișcare, care era la începuturi, sunt necombatanți, nu participă la război. Ei, dar mișcarea adventistă din Europa fusese întemeiată de Conradi. În principiu, bineînțeles că au fost mai mulți misionari, dar Conradi a fost un lider trimis la un moment dat de conferința generală din America să organizeze uh, mișcarea din Europa. Acest Conrad, ei vom vedea mai mai târziu, va părăsi în cele din urmă Biserica Adventistă și are, va avea o atitudine împotriva uh, lui Ellen White, uh, cea care este considerată profetul bisericii și uh, pe baza scrierii lor, căreia uh, s-a fundamentat oarecum doctrina adventistă, bineînțeles că în principiu pe Biblie, dar rolul ale Neoait a fost asemănător cu rolul tradiției din bisericile, din bisericile tradiționale, biserici ortodoxe și catolice. În fine, să revenim. În această situație complicată, Biserica Adventistă din Germania și implicit Biserica Adventistă Europeană a spus, noi adventiști de ziua 7, participăm la război. Este datoria noastră să ne apărăm patria, inclusiv în sabat, da, uh, trebuie să ascultăm de autorități, pentru că așa spune Sfânta Scriptură. În fața acestei uh, situații nemai întâlnite și străine, o parte destul de importantă din, din Europa a bisericii nou-formate adventiste, a fost contrariată și o parte dintre membrii bisericii adventiste au protestat, pur și simplu nu au fost de acord cu acest lucru. Au fost cazuri în care comunități întregi au uh, fost uh, împotriva acestei noi poziții a bisericii. Au fost cazuri în care pastorul a venit înainte de Sfânta Cină și le-a spus uh, membrilor: "Uitați, uh, aceasta este poziția noastră." Este cineva care are altă părere? Și prezbiterul bisericii s-a ridicat în picioare, a spus: uh, Eu nu sunt de acord cu lucrul acesta. Uh, bine, nu o să mai i-ai sunt Mai este cineva care este de părere asta și s-a ridicat întreaga comunitate în picioare, bineînțeles, în uh, unitate, să zic așa, cu liderul lor local și în felul acesta, de exemplu, o întreagă comunitate a fost de facto exclusă din Biserica Adventistă. A fost de facto pusă deoparte. Da? Bineînțeles, erau condițiile tulburi, începea războiul, mulți dintre bărbați erau luați fie la război, fie cei care erau necombatanți, erau duși probabil în închisori. Oricum, în anii acestea tulburi, în anii aceștia tulburi, o parte importantă de cel puțin câteva mii de adventiști din Europa <coughs> și o mare parte dintre aceștia erau, să știți, în România. Deci, a, mișcarea de reformă din România a fost foarte importantă în a, nașterea mișcării de reforme a, internaționale, să zic așa. Ei, Cam aceasta acest lucru s-a întâmplat. Bineînțeles că formându-se schisma, oamenii au început să se radicalizeze în timp. Biserica îi privea pe acești schismatici ca fiind o parte care le pune probleme în relația cu autoritățile, îi priveau ca fiind fanatici. Pe de altă parte, mișcarea de reformă sau reformiștii noi. Noi reformiști, ei încă probabil că nu aveau, nu-și dădeau numele acesta. Au început să spună Biserica apostaziat, a devenit Babilon. Ei, cam așa s-a cam așa întâmplat. În Între timp au mai apărut mici diferențe. Această mișcare de reformă care se. Înființa a început să spună că mâncarea de carne nu mai poate fi compatibilă cu statutul de adventist, așa că au început să facă din lucrul acesta un test al calității de membru. Uh, au început să tipărească literatura, au început să se organizeze, au început să facă uniuni, câmpuri, uniuni. Undeva prin 1919 deja exista prima. Revistă reformistă din România, denumită Păzitorul Adevărului. Deci, undeva în 1919, putem vorbi de o formă incipientă de organizare a lor, a mișcării de reformă. Au existat mici um, încercări de a conflictului, dar fiind în război, uh, conferința generală din America nu prea a avut legătură. Cu ce se întâmplă în Europa sau nu a putut veni să participe la adunări, vă dați seama. Era război. Și atunci, abia în 1922, deja la. vă dați seama la. la poate la 8 ani de la prima ruptură în cadrul conferinței generale, sesiunii conferinței generale din San Francisco din 1922, acolo. Conferința Generală Adventistă a cerut delegaților reformiști să fie prezenți în încercarea uh, găsirii unui soluții. Nu s-a întâmplat nimic, deja taberele erau radicalizate, deja mișcarea de reformă privia cumva Biserica Adventistă ca fiind apostaziată, căzută în ochii lui Dumnezeu, devenită Babilon și nu s-a putut realiza nimic în urma acestui eșec de reunire din 1922 s-a ajuns la organizarea primei sesiuni a conferinței generale a mișcării de reformă la Gotha în Germania în 1925. Atunci au fost adoptate principiile de credință ale mișcării de, reforme, de reformă care în linii mari păstrau, să zic așa, crezul inițial um, al Bisericii Adventiste. Uh, printre, printre, lucrurile care erau diferite în acest nou crez era accentul pus pe reforma sanitară, uh, bineînțeles, și neparticiparea la război. Ei bine, începând din 1925, această mișcare de reformă are continuitate, uh, va Urma apoi a doua perioadă grea pentru bisericile creștine din Europa, dată de regimurile totalitare din înainte de al doilea război mondial și de după al doilea război mondial, în special în estul Europei, unde biserica adventistă a avut uh, probleme de compromis, să zic așa, cu statul, în sensul că uh, statul cerea să intervină în treburile interne ale bisericii în schimbul libertății acesteia. Și în acest context foarte greu, mișcarea de reformă și-a continuat, bineînțeles, activitatea și a continuat să aibă o existență separată de restul, de restul adventismului. În felul acesta, o ruptură care putea fi la început doar temporară, a ajuns să treacă de 100 de ani. Iată suntem în 2022. Dacă s-o că mișcarea de reformă a luat ființă în 1914-1918, deja avem mai mult de 100 de ani de existență a acestei mișcări. În linii mari, mișcarea de reformă, ca să conclu concluzionăm, este o parte mai radicală a adventismului, cu accent foarte mare pe uh, stilul de viață sănătos, pe vegetarianism. Absolut toți reformiștii sunt vegetariani, altfel nu pot să fie reformiști. Și uh, o mult mai mare strictețe în... Uh, ce privește respectarea poruncilor lui Dumnezeu sau ceea ce înțeleg ei ca fiind porunci ale lui Dumnezeu. Bineînțeles că în contextul actual în care nu mai există provocările care au dus la apariția mișcării de reformă, nu mai putem spune că mișcarea de reformă, cel puțin în Europa sau în America, are un trend ascendent. Cu toate acestea, mișcarea este încă destul de activă, are câteva instituții cunoscute, în special în domeniul sănătății, și a fost, a fost tot timpul cunoscută pentru atitudinea pro-sănătate, pentru faptul că sunt adventiștii care nu mănâncă carne, adventiștii vegetarieni, și pentru atitudinea lor total necombatantă. Vă mulțumesc pentru răbdare. Dacă aveți întrebări, vă rog să le adresați în comentarii. Vă pup și vă doresc o zi frumoasă!